Sute de turiști, atât străini cât și din țară, au fost curioși să afle în ultimul an informații despre obiectivele promovate de centrul turistic din Aninoasa. Acesta pune la dispoziție a curioșilor informații din 4 comune, Aninoasa, Doicești, Șotânga și Mănești. În comuna Aninoasa poți să viziteze Mănăstirea Dealu, Mănăstirea Viforâta, Fântâna Păcii și fiecare biserică din satele componente ale comunei Aninoasa. În Doicești poți să viziteze Curtea Domnească, Parcul Mateiaș și Biserica Brâncovenească. În Șotânga, bisericile din satul Teiș și satul Șotânga și Troițele. Și în comuna Mănești, bisericile din fiecare sat, Stejarul de 1000 de ani și Schitul Stejarul. Activitatea am început-o în octombrie 2014, deci avem aproape un an, în decursul căruia am primit aproximativ 400 de turiști, majoritatea în săptămâna școală, altfel din aprilie, dar și pe parcurs, turiști din străinătate, din Turcia, Italia, Franța, pe baza colaborărilor realizate până acum, și vom primi în decursul anului mult mai mulți turiști. Mai nou, pe parcursul verii, turiștii vin în special pentru drumeții. Am mers chiar și cu ei pe dealurile Aninoasei, la Stejarul de 1000 de ani din Mănești și se arată interesați în continuare pentru acest gen de activități. Nu întâmplător, se poate observa o creștere a numărului de persoane interesate să afle despre frumusețile din zonă. Pe lângă creșterea calității serviciilor turistice, există și o strânsă colaborare cu alte instituții de cultură, dar și proiecte care îi atrag pe tineri și adulți deopotrivă. Lună de lună aducem îmbunătățiri promovării Centrului de Informare Turistică Aninoasa, deoarece colaborăm cu cât mai multe instituții și de învățământ sau culturale, cum ar fi școlile, bibliotecile din zonă, din județ. Și cu cât avem mai multă experiență, cu atât ne vin și mai multe idei, cum ar fi participarea la mai multe târguri de turism, de la Romexpo, de la Satul Cultural al României 2015, la Voinești, alt târg de turism. De asemenea, un alt proiect mai nou a fost să colaborăm cu foștii turiști, dar și cu alți potențiali turiști din străinătate, atât români cât și străini, să ne creeze anumite poze pentru centrul turistic și astfel am creat evenimentul Centrul Turistic Face Înconjurul Lumii, unde lumea chiar a fost interesată și este interesată în continuare, îi pare foarte interesant pentru ei și astfel vin cât mai mulți turiști la noi. Chiar dacă numărul celor care îi trec pragul este într-o continuă creștere, centrul turistic este promovat intens, atât pe plan național, cât și la nivel internațional. Există în plan și alte proiecte care să atragă și mai multe persoane. Dorim să creăm cât mai multe contracte de colaborare, cât mai multe școli, mai ales pentru săptămâna școală altfel, din fiecare an. Și cu cât mai mulți meșteri locali sau nu, pentru a crea o ofertă cât mai bună pentru acești copii. Pe lângă prezentarea principală a obiectivelor turistice, dorim să îi învățăm câteva lucruri chiar și despre ținuta populară, despre legende locale, pentru a ști cât uși de puțin specificul țării, a zonei. Face parte și acest lucru din prezentarea turistică a noastră. Agenda cu impresii pusă la dispoziția turiștilor pentru a-și exprima părerea despre calitatea serviciilor este plină de cuvinte de laudă.